În ceea ce îl privește pe Șervan și scrisoarea pe care a primit-o, iar mai apoi discuția pe care a avut-o cu băieții după ce a citit acea scrisoare, evident că este frământat de niște gânduri de câteva zile și după cum și el a recunoscut, s-a implicat deja emoțional cu Valentina. E normal să fie foarte îngândurat în ceea ce o privește, pentru că el până la urmă a spus că ar trece peste tot ceea ce înseamnă jobul ei, ar fi în stare chiar să se confrunte cu familia pentru ea, să renunțe dacă i-ar cere familia cumva să nu aibă o relație cu aceasta ar renunța la familie și nu a renunța la Valentina, adică a spus niște lucruri destul de importante, iar în contextul dat, mie mi se pare că Valentina nu este la fel de atrasă și de interesată de el, așa cum probabil și el a simțit, cel puțin asta a dat de înțeles, că până la urmă a fost doar atracție fizică și nu neapărat îl place pe el așa cum este ca persoană, pentru că s-a văzut asta din tot comportamentul și atitudinea ei din ultimele zile. Deci, până la urmă, cu toate că a trecut peste un lucru atât de important în deciziile lui, se pare că tot șervan are de pierdut cumva. Eu așa văd lucrurile.